Salutare tuturor, sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din noastră de Maximum Subs. De această dată, fraților, ne voi juca pe o artă trimisă de către Dan, a Kabaka Gaming, o hartă intitulată Recrutarea. Și bineînțeles, înainte să începem, v-aș ruga pe toți să nu ezitați să apăsați și voi acel mic butonaj de like, dacă mă susțineți în continuare și dacă vreți să apară cred în alte clipuri, fraților. Am văzut că în ultimul timp nu prea v-ați mai uitat la această serie și nu înțeleg de ce, pentru că până acum totul a mers foarte, foarte bine, dar acum aparent a scăzut activitatea la seria de hărți de subscriberilor. Deci, cei care doriți să continue seria cu câte un clip o dată la două zile, cum a continuat și până acum, v-aș ruga pe toți să nu ezitați să apăsați butonul de like încă o dată, să strângem acolo cât mai multe like-uri, să vedem câte persoane mai apreciază această serie și câte vor să o vadă în continuare la mine pe canal. Dar bine, haideți să vedem cine a pregătit Dan, acelui șam. Cred că, dacă crezi că kitul de diamond este prea OP, ia-l pe cel de iron. Bă, cred că, hai să mergem întâi aici. Poveste! Am citit dezactivat, yes. Tu, Andrei, ai vrut să faci recrutări în Academia ta de pe Factions, dar deodată toți cei aleși au dispărut. Ei asta vreau să se mai întâmple pentru a te speria puțin pe drumul lor pe care au mers, au lăsat niște probe. Ei speră să le treci cu succes. Baftă. No, bun, deci ei fug de mine, mai probleme. Baka Gaming, salut băi nene, eu după cum știi sunt Dan Baka Gaming și am decis să-ți mai trimit o hartă. Desigur, această mapă va avea doar 6 nivele plus boss battle, sper să te distrezi, baftă. Perfect, mersi frumos și sperăm să ne distrăm răguli. Răguli. Nu sparge, pune blocuri, fără game run, doar dacă este nevoie și have fun. Ok, avem aici keep inventory, mob griefing înainte de start, uite-te în spate. Ah, și lău un kit-ul de aici. Deci ce ziceam, dacă crezi că kit-ul de diamond este prea OP, ia-l pe cel de iron. Oh my fucking god. Cred că e foarte OP, are și armes level 100. Haide să luăm pe cel de iron. Ia uite, ăsta e un kit mai normal, zic eu. Hai să ne luăm de aici armura. Pac, pac. Pac, bun, le punem repede pe jur pe noi. Ok, ne aranjăm și noi asta puțin. Deci avem, băi, o armură foarte bună și avem și astea sunt foarte bune. Bine, nu avem mere OP, avem numai mere de astea, dar și astea sunt bune, bă, nene, bă. Bun, hai să-i dăm drumul. Start! Level 1, lava parkour. Cred că trebuie să-mi dau eu spam point, pentru că nu mi-a setat, n-am văzut în ce să-mi seteze. No, bun, mamă, scrie aici, zz. Hai să vedem dacă suntem în stare să o fă. Ok, știi care e chestia? Că nu mă așteptam să ajung până acolo, gen nu mă așteptam să sar pe blocul ăsta de aici și m-am blocat, știi, și... Hoba, oh my fucking god, hoba, 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 aia e, mă, checkpoint, să-l dai manual, că nu mi-am mers pe command block, ok, nu-i problemă, ne dăm noi spawn point. Mai sunt ceva probleme la command blocuri, s-a mai întâmplat în multe hărți, frate, să dai spawn point, să dau pe buton să mă dea pe cealaltă parte a peretului și era foarte fucked up, așa că cel mai bine îmi dau eu băgămiș. Cel mai bine îmi dau eu manual, să fiu sigur că mă dă acolo unde trebuie. Ia stai, mă, așa, să facem noi aici un... Oh! Spațiu pentru banii, ha, mamă, ești nebun? Oba! Foarte, foarte tare. De ce mereu când vreau să spun un lucru bun se întâmplă chestia asta? De ce mereu trebuie să dau fail când vreau să spun un lucru bun? Hai să mai facem o dată aici, B-hop. Cred că mai bine mi-aș da armura jos. Oh, iar mi-am luat damage, ok, spațiu pentru B, hop, bunny hop. Băi, asta e așa să-mi dau, să-mi dau eu armura jos, adică la parcur n-are rost să port armura, adică să-mi dau eu kill, mai bine mor și nu mai tastez, bine, nu că mi-ar fi greu, dar na, să mor așa mai naturel. Bun, hai să avem și noi grijă aici totuși, că stăm două veșnice la nivelul ăsta. Ne face pe noi un parcur, oameni buni, păi ne face pe noi un parcur, păi nu prea ar trebui. Dar bun, știu că zisese cineva în comentarii că, fuck! What the fuck? Zice cineva în comentarii că, bă, deja la fiecare map sunt subs, la fiecare mapă, e un nivel cu mini survival și devine plictisitor. Bă, subscriu, adică, oh my god. Adică sunt foarte multe nivele cu mini survival și, fraților, eu zic să le faceți mai interesante și mai originale. Știi că așa dacă la fiecare mapă am dat de mini survival, deja e plictisitor și știe toată lumea ce trebuie să facem și nu are rost, știi? Adică nu, fiți și voi inventiv să apară acolo nivele noi, șmechere și toate șele, că văd că eu nu sunt stare să... Mamă, cât mai e până la final. Oh my fucking god, deci... Eu nu sunt stare să repar acolo asta pe picior. Sper să-mi spună să-mi trec, să-mi dau spawn point sus sau ceva, frate, că am mai alergat ceva, am mai făcut câteva sărituri. Și totul, să mă dea de aici, uite, dacă tot pot ajunge, măcar să am și spawn point aici, știi? Ah! Nu iar! Ok, hai că am prins și șmecherea asta. Da, bun, și...
Bă, să-mi dau spawn point aici? Ok, hai să ne dăm spawn point acolo, pentru că deja... Adică, no, what the fuck, am făcut aici câteva sărituri și am ajuns aici și ne dăm spawn point și după trebuie să facem toată asta fără spawn point. E ciudat, știi? Chiar e ciudat. Așa că ne dăm spawn point acolo sus. Dacă mai ajungem acolo sus, cum să ne ajungem, doamne feri. Vreți să rămânem la acest episod o veșnicie? Deja au trecut 5 minute și eu n-am trecut de primul nivel. Sunt 6 nivele. Plus boss battle. E bine rău, bă. No, hai să-mi dau aici spawn point. Spawn point. Sper că îmi dau bine să mă dea pe bloc. Nu în altă parte. Fuck! Și e foarte enervant. Bă, ești nebun! The fuck? Nici n-am apucat să alerg pe blocul ăla că deja am căzut. A, trebuie să sar așa imediat. Oh my god! Parcururile vieții? Deci mi-e enervează atât de tare când nu-mi iese și când dau failuri. Și... Yes! Aia-i, mă! În sfârșit, next! Bun! Nivelul 2 mini-survival, exact ce vorbeam de data aceasta, uite-te bine căci este căul. Ok, și pickaxe-ul. A, dar stai că ne-l facem noi, mamă, deci trebuie să ne facem tot. Uite exact ce ziceam, bă, la fiecare hartă trimisă de către abonați avem câte un mini-survival. Și, sincer să fiu, adică mie cel puțin și cred că și voi, nu este cine știe, cine este foarte interesant, pentru că, până la urmă, nu trebuie să facem nimic decât să facem pickaxe de diamond. Adică nu mi se pare nimic wow, știi? În fine, nu. Nu o spun ca și cum, doamne fere, doamne, ce mapă n-aș pe care mini survival. Nu, frate, dar spun și eu așa, gen, să începe să trimiteți și voi hărți cât mai faine, cât de mai originale și dacă e să faceți mini survival, deci dacă tot vă mânc așa pe voi să faceți mini survival, să faceți voi ceva mai original, ceva mai fain, ceva mai, nu să spargem obsidian cu un pickaxe de diamond, că nu aia înseamnă mini survival, știi? Mamă, ne-a pus aici fix un și pe bucăți ca să ne facem și pickaxe-ul și furnalul foarte, foarte tare. Pac, pac, pac și punem asta aici. Avem deja furnalul. Hai să luăm repede căul aici. Luăm coal, bun și iron. Na, bun, și terminăm repede pe jur și cu asta. Și trecem mai departe. No, și cred că și asta poate fi un factor care influențează vizionările. Adică, nu știu, poate pentru unii devine plictisitor, știi? Serios. Serios, pentru asta mică ne-am întors. De fapt, cred că puteam pune la prăjit și dura mai puțin, dar ok. Cred că și asta poate fi un factor care influențează vizionările și like-urile și toate cele, faptul că cam multe hărți au mini-survival. Dar, bă, pana mea, cui îi place se uită și cu mini-survival și fără mini-survival până la urmă. Nu știu, părerea mea e că dacă tot te uiți la YouTuber, la un YouTuber, nu contează neapărat ce se joacă. Se poate juca și Barbie Dress, frate. Dacă îți place de YouTuberul respectiv, te poți uita la tot ce postează el. Uite cum sunt eu cu... I'm Cows, spre exemplu. Sau cu Warrow-ul. Deci, frate, ei în principiu postează CSGO. Da, uite, Warrow-ul a mai postat și Dirty Bomb și mai multe chestii. Și mă uit la fiecare, chit că nu-mi place jocul Dirty Bomb, deci nu îmi place jocul Dirty Bomb. Eu mă uit, știi? Pentru că e Warrow-ul și amuzant și what the fuck, nu știu. Poate mi-a schimbat părerea referitoare la acel joc, știi? No, just saying, no. Asta este părerea mea și chiar v-aș ruga să scrieți și voi în comentarii părerea voastră, fraților, că vreau, sunt și eu curios să văd cum vedeți și voi lucrurile astea, că până la urmă voi vă uitați, sunt rău. Știu că ești rău, e troll. Mă, da. Ah, e greu. Mă gândeam că, nu știu, că pot sări și apăsa pe buton, dar e complicat, așa că suntem forțați să spargem și obsidianul ăsta. Din păcate. Ah, ia uite, era jos, era încă acolo. Level 3, tras cu arcul. Nu bună e să tragem cu arcul. Pac. Pec. Pec. Opa, eu dăm așa pe dedesubt. Oh, serios, am ratat? Serios? Hai, mă. Hai, mă. Hai, mă. Era mai complicat acolo. Nivelul 4, The Dropper. Îți recomand să spui mai multe chancuri pentru că nu ai voie cu Optifine. Păi nu pun mai multe chancuri, uite acolo sare. Sau nu, fix în colțul ăla, fiantele. Spune că nu mor. T-ai murit. What the fuck? Păi, bă, ce easy a fost dropperul ăsta. Ok. Ce e cea? Nivel 5, labirint. Este destul de lung, ia cât ai nevoie. Oh my fucking god. Deci iar o să stăm 500.000 de ore într-un labirint? Please, no. Până să no. Bă, sper că mi-ajunge. Oricum, trebuie să o luăm. Hai să o luăm dreapta, dreapta. Ok, o luăm pe aici. N-avea cum să fie aici. Bun, deci pe aici nu e clar. De fapt, nu cred că e foarte lung, adică, sau nu știu, fie lung, dar...
Până acum pare destul de easy. Pe aici e sigur. Deci ideea e că trebuie să ne ducem cât mai mult, să ne afundăm cât mai mult, oameni buni. Nu cred că a pus fix acolo lângă spawn, știi? Hai pe aici. Și mergem pe aici. A, mă băgam aici, m-am mințit. M-am mințit, bă. M-am mințit jocul. Fuck you, bă, chiar e lunguleț așa. Mai lungangiu. Lungangiu, doamne. Zandrei 2015. Cuvânt, bă, nou, cuvânt nou, îl adăugăm în dex și gata. Mamă, cum ar fi să găsim ușa și să fie nevoie și de o cheie sau ceva? Nu mi-a zis nimic, gen, trebuie să mai găsești un cufăr, o cheie sau ceva să deschizi ușa, deci presupun, sper, doamne, ajută-ne, Dumnezeule, dragă, să fie ceea ce trebuie. Să nu mai fie nevoie de ceva suplimentar sau mai știu eu ce. Mă, eu cred că iau bine. Nu știu ce, găsesc random așa bucăți de obsidian pe jos în loc de dirt, or fi semne? Ha, nu cred că semne, că era și înainte obsidian și m-a dus pe drum cu înfundătură, deci... Bă, da, cred că mă pierd. Oh, yes! Yes! Bă, chiar era mare! Ia stai așa, îți dau un game 3, așa sunt curios. Nu, ia uite, a? Era destul de lung. Majoritatea drumurilor duceau aici, cu excepție câteva înfundături, dar chiar e... chiar era fain. Chiar e lungheț așa. Bun, felicitări, terminat, next! Te rog, nu spune că voi rămâne aici pe vecie. Te rog, nu spune, stai, gem 1. Te rog, nu spune că voi rămâne aici pe vecie. Oh my fucking... A, bă, da, de fapt stai, că până la urmă... Aici cred că e următorul, nu? Zic și eu, cred. După ce e terminat, ok, și trebuie să mă dea, unde trebuie să mă dea? Că aici trebuie să mă dea, ok. Bă, deci ăsta a fost nivelul 4, ăsta a fost nivelul... Adică e următorul, știi, am făcut dropper-ul, am mers aici, am dat cu săgeți, am făcut și mini survival, e labirintul. Acolo cred că e finalul sau ceva, acolo cred că e lupta cu un wither, presupun. Și cred că asta urmează. Anyway, e o problemă acolo la șmecherea, așa că nu fac probleme. Bun, deci trebuie să luăm nouă iteme. Glowstone. Mamă, păi avem glowstone pe peste tot, bă. Poți să iau glowstone de aici, nu? What the fuck, nu bine. Uite, bă, de aici glowstone. Stai că nu trebuie să mă asta aici. Să ne simțit. Beacon, uite și aici beacon-ul. Stai așa să sparg. Dar ce lișam. Am, spargi-te! Greu să spargi. Ia stai, mă, să mă urc eu. Să spar mai ușor. Altă viață! Altă viață când nu ești în apă, frate. Se observă diferența, ok, și trebuie să iau și, lilipad, la aia mă uitam, trebuie să iau și o floare de asta și mecheră, trebuie să iau și o bucată de dirt de aici, ok, deci avem așa, avem aia, avem beacon, lilipadul e aici jos, bucata de dirt e aici jos și floarea aici, deci mai trebuie dispenser și capetele, bă, dispenser, unde găsim de dispenser? O, cap, 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 capul meu, cap de scheletii. Bun, pa, pa, pa. Ok, dispenserul, cred că au încă un cap. Și presupun că jos o fi cap de wither sau dispenser. N-am mai văzut pe aici. Ok, hai să mergem jos. Uite, dispenserul și acolo e cap de wither. Yes. N-avea unde să fie altundeva, deci... Cum îl iau? Eh, presupun că pot sparge, că altfel n-aveam cum să-l iau. Dău. Am auzit spawner. Fucking spawner! Da, bun, punem repede chestia asta aici. Așa frumos, bă. Wither. Skeleton, zombie și trece mai departe după ce ai terminat. Nici asta nu merge. Are you fucking kidding me? Ok, mergem noi mai departe. Cred că ăsta e următorul. Game on 0. Băi, e bine că ne dăm seama unde sunt. Că dacă erau unele mape, nu mergeau acum în blocurile. Și mă duceam eu singur. Și nu erau nivele apropiate. Gen, era în mijlocul câmpului. Nivelul următor, dracu știa unde ești. Măcar aici știm unde este. Deci nu este o problemă așa de mare. După ce ai terminat, sari jos. Dar poți să sar sus? Da, poți să sar sus. Ok, Zandrei fail. This time. Level 7, boss ai. Cred că am ratat un nivel. Dar, pana mea, ce să facem acum dacă nu merg cum am blocurile astea? Game-ul sunt deja pe 0. Hai să băgăm aici capul de Wither. Stai să schimbăm dificultatea. Mai rău când sunt obișnuit deja să pun capul, să am așa o secundă de... De ce nu apare Wither și după să-mi dau seama că de fapt dificultatea e pe fucking peaceful, știi? Și nu pot spawna Wither-ul când dificultatea e pe peaceful. Dar bine, măi, șmecher. Eu am măr albastru, mă. Pac. O, o, opa, bă, ești nebun? Stai că e complicat aici. O să mor. I don't wanna die. Mi-a luat deja training? Mănâncă mărul, mănâncă mărul. Sper că și ăsta e bun de ceva. Nu-i foarte bun. Nu mor, nu vreau să mor. Ok, mi lipsește o inimioară. Ha, mă, călba, nu mă omoară pe mine un wither. Cu un măr mâncat, atâta. Și cred că îl omoram și fără măr, sincer să fiu. Yes! Unde este steaua? Aici este steaua.
Asta e Steaua Victoriei, oameni buni. Steaua Victoriei, sari jos, nu bun, a sărit jos. Finish! Nici asta nu merge! Cred că ultimele 3 command blocuri au fost ceva... Nu știu, a fost ceva cu ele. Aici ce scrie? Deci! Mersi că mergi cam apa, te rog să dai o notă hărții, să-mi spui ce nu ți-a plăcut și spune dacă mai vrei mape de la mine. Bă! În primul rând nu mi-a plăcut la astea ultime 3 nivele, că n-au mers, command blocurile. Asta a fost cel mai nașpa lucru, dar ți-am zis, ai avut noroc, oarecum, pentru că ai făcut nivelele astea foarte apropiate și am știut eu unde să mă duc mai departe, știi? Adică nu a influențat foarte mult, eu tot zic că a fost o mapă foarte, foarte tare, a durat, ia uite, 15 minute, 16 minute aproape, deci a fost foarte, foarte ok. Și da, vreau să mai trimis mape în continuare, să mai trimiți mape în continuare, de fapt, mă uit pe aici, că parcă ratasem un nivel. Anyway, fraților, eu sper că v-a plăcut și v-a jucat, să apăsați butonul de like dacă mă susțineți în continuare și dacă vreți să apară în continuare cât mai multe clipuri, sper să putem strânge cât mai multe like-uri pentru acest nou episod și ne auzim data viitoare. Eu sunt Andrei și v-am salutat pe toți. Ciao!